Am înțeles că a avut loc o explozie aceea, o... Da, acumulare de gaze. De o oră s-a spart o conductă de gaze sau țiței, ceva de genul ăsta, și a venit... ne poluează peste deal. A venit rezidurile de gaze sau de țiței peste sat. Peste casele oamenilor. Peste casele oamenilor și e destul de riscant pentru mediul înconjurător, pentru animale, pentru... A durat mult, să zic, cam poluarea. Poluarea în jur de o jumătate de oră, așa, 45 de minute. Și casele oamenilor nu afectează acoperișul, tabla, tot ce-i posibil, rezidurile? Tot ce-i posibil. Dumneavoastră, au mai fost explozii? De-a lungul timpului au mai fost explozii la Baloșeni, de exemplu, sau și în alte zone s-a mai întâmplat. Văd că aveți tabla la casă ruginită. E din cauza... Bănuiesc că din cauza poluării de la apa sărată, de la conductele de gaze care s-au mai spart și la refulările de la stațiile de la stațiile de compresoare, bănuiesc. Instalația unde a avut loc explozia e a OMV-ului? Nu știu să mă pronunț sigur, probabil e la OMV. Să mai aud și acum, încă nu au localizat-o complet. Da. Cu cine am avut onoarea? Cu Marius Doamne. Vă mulțumim!